Sute de oameni au venit la priveghiul fetiței care a murit în urma unui accident rutier. La volan era tatăl ei, preot și profesor de religie la un liceu din Deva. Evenimentul tragic s-a produs sâmbătă pe drumul Național 7, aproape de comuna Vețel. Șoferul mașinii în care se afla a pierdut controlul volanului și s-a răsturnat în afara părții carosabile. Mai multe echipaje de prim ajutor au intervenit după apelul la 112. Copila era grav rănită și a fost transportată la spital, unde, din păcate, a decedat la scurt timp. În cauză, polițiștii au întocmit dosar de cercetare penală.